Bună ziua! Bine ați venit pe canalul Iulia Food Station. Astăzi nu o să facem rețetă. Avem un tort de decorat cu marțipan. O să-l decorez împreună cu copiii. Fără să fim experți, fără să fim cofetari și totuși o să vedeți rezultatele. O să fie foarte frumos. Și sper să vă placă. Vă invit să urmăriți. O să avem nevoie de marțipan. Am aici un kilogram de marțipan. Culori de care doriți. Și am aici amidon. Deci amidon. Pentru început o să punem puțin amidon să nu se lipiască. Și o să fac cât cred că o să am nevoie. Deci, o să iau cam. Depinde ce cantitate de tort aveți. Am un tort foarte mare. Cum o să punem culoare? Să aleg culoarea mor. Folosesc mănuș pentru că nu vreau să colorez mâinile, am nevoie și de alte culori. Lucrăm bine. Bineînțeles, intensitatea culorii o alegeți cum doriți. Să pun iarăși amidon să nu se lipească și amidonul este mult mai bun decât zahărul pudru, să-l folosiți. O să-l întindem cam de 2 mm. Trebuie să fim atenți și la mărimea tortului, să ne ajungă. Eu nu o să-l întind pătrat, încerc să fie o formă cât de cât ovală, să nu se pierdă mult timp marțipan. Din când în când controlăm să nu se lipească de masă. Întindem. Am terminat de împins. Punem pe cuptor și îl îmbrăcăm. Îl aranjăm frumos. Deci, fără să fim copetari, fără să fim experți, încercăm să facem ceva frumos acasă. Pe posibilitățile noastre. Plicăm și acolo o fustiță și aranjăm frumos cu mâna. Deci, nu o să fie un marțipan cu bordură, pentru că este un blat de tort foarte pufos. Deci unde am întins foarte subțire, se poate rupe cu ușurință. Deci mare atenție. Am tăiat marginile. Am
să folosim culoarea galbenă. Are puțin roșu. Asta combina și îl întinde. Este combina până devine omogen. Să-i dăm formă de rol. Am pus amidon. Bineînțeles, măsurăm cât o să avem nevoie. Îl întindem. Să fac puțin model. Și acum o să tai fâșii. Dacă aveți un liniar să vă folosiți de el, foarte bine. Dacă nu, cu aproximație. Continuăm, să punem peste. Bineînțeles, modelul alegeți cum vreți. Aici puteți să tăiați și să nu puneți, numai până aici. Pentru că oricum aici o să vină floare, depinde ce model alegeți. O să tăiem marginile. Deci acestea se poate să le tăiați. Oricum o să vină sub ea, deci sub ele, nu o să se vadă, să fie floare. Explic cum. Deci o bucată mică și o pun. Nu e nevoie să fie și pe mijloc. Pentru că nu o să se vadă. O să facem flori. Se vede aici. Între timp întind și bucata care mi-a rămas de cealaltă culoare. Deci tăiem bucăți. Toate sunt la aceeași mărime? Nu, la aceeași mărime. Nu. Deci diferite mărimi. Fica mea, Carmen, m-a ajutat. Mersi, Carmen. Deci diferite mărimi. Cum o să le strângem la capete să se lipească puțin? Așa. Și trebuie să vă explic, dacă vreți să rămână așa, vedeți? Deci să rămână la aceeași formă, trebuie făcut înainte cu o zi, ca să nu cumva să se închide cumva așa. Deci înainte cu o zi o să rămână așa frumoasă deschise și nu o să se schimbe la gust, dimpotrivă. Poate să fie puțin mai tard, dar o să fie bine. Noi o să-l facem la acea zi, deci nu pentru a doua zi, o să vedeți un pic o să se deformeze, să zic așa, nu e nicio problemă.
Continuăm și cu cealaltă culoare la fel. تعالي نجرب إذا يكفي نبلش الحس وإذا ما كفينا شو نسوي هي خفص كله ما ادري بشنو يحطونها بس احنا ما بداية نحن نحطها على التورته فورا نسوي مرتبه هاي بس علش انا لا في ناس يحطونها فورا بس هذولاك ما اعرف يريدون ما اعرف علش Am făcut un suport de marțipan, acum o să punem floarea peste acest suport. Am amestecat zahăr pudră cu foarte puțină apă și o să-l folosim în loc de lipici. Le lipim. Punem cele mari, pe urmă continuăm cu cele mici. Dacă vreți să fie perfecte, de pe zi pe alta așa le așezați pe ceva și lăsați să se usuce și atunci o să fie foarte frumoase. Am pus puțin zahăr, pudră și o să pun pe locuri niște pătrățele sau dacă vreți să dați o formă de steluță, le lipim. A terminat Carmen floarea și tortul nostru este gata. Este foarte frumos, fiind un tort de ziua mea, fetele au contribuit, neapărat au vrut să contribuie, să lucreze și ele la tort. Deci dacă le vreți perfecte, de pe o zi pe alta, se usucă foarte bine și arată bine. Noi am pus, sau fetele au pus niște plastic pentru prăjituri, se vede acolo să le țină, să se țină. Au lucrat pentru mine, mulțumesc foarte mult, foarte mult. Mulțumesc, fetelor. Cu plăcere. Mulțumesc. Să vă arăt și cum arată pe dinăuntru, se poate tăia. Tortul nostru este gata. O să pun și linkul pentru blat. Este un blat foarte pufos și gustos. Să-l gustăm. O să-l guste Carmen. Foarte pufos și gustos. Mulțumesc! Aceasta este tortul nostru cu marțipan, făcut acasă, deci nu suntem covetari și totuși facem lucruri perfecte în imperfecțiunea lor. Mulțumesc că m-ați urmărit și la revedere! Înainte să închei, vă spun și vouă tuturor la mulți ani, cu sănătate, binecuvântări și să auzim mai de bine.